Într-un loc unde s-au înregistrat mai multe accidente rutiere mortale, în special cu bicicliști sau motocicliști, consilierii județeni liberali au propus construirea unui sens giratoriu la Lădești. Chiar primarul comunei Ion Lixandru a pledat pentru această investiție, dar aleșii vâlcenilor au avut puncte de vedere diferite. Eu vă știu, vă spun că cunosc acel loc cu centimetru pătrat și, într-adevăr, fiind administrat de CNADR, de drumurile județene și de drumurile naționale, nimeni nu și-a arogat până acum acest drept de a administra corect acea intersecție. Este necesară, au murit tineri de 18 ani, de la 17 ani în sus, ultimul de 18 ani. Avem expunere de motive, avem toate autorizațiile, este o cofinanțare din partea Consiliului Local Lădești de 50.000 de lei, din partea Consiliului Județean de aproape 2 miliarde. Nu este o sumă imensă și nu cred că acolo este chiar vorba de o plăcintă. Este un sens giratoriu pe care și dumneavoastră, dacă mi-aduc aminte, l-ați avut ca un punct de interes în campania electorală împreună cu domnul deputat de la UNEPR, domnul Mazilu. Eu cred că trebuie supus la vot și majoritatea să decidă. Vă spun încă o dată că este foarte necesar. Suma care este anticipată reprezintă 40% dintr-un giratoriu făcut în Râmnicu Vâlcea. Deci dacă în Vâlcea s-au făcut și puteți să întrebați pe colegii dumneavoastră, domnul Matei, giratorii cu peste 6 miliarde lei, vei că tot vorbim așa, acest giratoriu va fi făcut cu 200 de mii și ceva de lei, deci se poate face un giratoriu și cu o treime din cât s-au făcut cele din În final, cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă, propunerea de a construi acest sens giratoriu la intersecția unui drum județean cu unul național a trecut. Urmează alocarea banilor, adică 2,5 miliarde de lei.